Cristian lucrează ca asistent medical în Spitalul Floreasca. Acum 10 ani a lăsat în urmă un loc de muncă bine plătit într-o corporație și a ales să ajute oamenii. Simte pe pielea lui ce înseamnă lipsa de personal. Lucrează cel puțin 13 ore pe zi și, după 10 ani de muncă în spital, contribuie la creșterea celor doi copii ai săi cu cel mult 5.000 de lei în fiecare lună. Salariul include toate sporurile. E frustrant să mergi la locul de muncă și să muncești pe banii ăștia de mizerie și să nu ți se recunoască, să nu poți să te valorizezi ca om. Nu mă simt apreciat. Nu am plecat în privat pentru că mi-am dorit foarte mult să am contact cu oamenii de rând, cu oamenii care nu își permit să ajungă la privat. Mi-am dorit să tratez oamenii egal cu mine. În afară nu am plecat pentru că îmi iubesc foarte mult țara. Elena lucrează în sistemul sanitar de peste 40 de ani. A ales pediatria pentru că iubește copiii. Este asistent șef, cel mai mare grad. Câștigă în jur de 4.100 de lei. Salariul unui asistent debutant în pediatrie este între 2.000 și 3.000 de lei. La această sumă se adaugă sporul de 12%. Și Elena știe ce înseamnă lipsa de personal. Dacă o asistentă e singură la 24 de copii, pe tură de noapte și se întâmplă ceva, de vină este asistenta că a acceptat. Deci ele își asumă acest risc. Sunt niște oameni cu suflet care muncesc, care au ajuns să aibă peste 280 de ore în plus lucrate față de norma care este. În privat, remunerația unui asistent începe de la 6.000 de lei. Acesta este unul dintre motivele pentru care tot mai mulți tineri specializați în domeniu se îndreaptă către privat sau chiar străinătate. Sindicaliștii din Sanitas spun că din cauza salariilor mici, posturile vacante deblocate din sănătate, indiferent că vorbim de asistenți, infirmieri, brancardieri sau personal TESA, nu vor fi ocupate.